mai iau bacalaureatul, acest vis care doar dacă crezi în Dumnezeu cu tărie să mai poate realiza. De aceea vreau să vă spun câteva cuvinte. Eu tot mai am luat bacul datorită lui Dumnezeu, chiar în această sesiune 2011. Câteva cuvinte să vă spun despre felul în care eu am abordat această chestiune. Am să fiu foarte scurt. Nu o să scoateți de la mine nimic în afară de mesajul pe care vreau să vă transmit. Vom asista practic la un fel de previovență, ca să zic așa, a mesajului care o să spunem. Aș vrea să le transmit un mesaj tuturor prietenilor mei care au zis că probabil nu o să ia bacul, care sunt în România, țara unde am rămas și eu de altfel și n-am plecat niciodată aici în România. Și sunt foarte bucuros cu ajutorul lui Dumnezeu că am luat bacul. Practic, după cum puteți să vedeți, eu ca un bacalaureatul luat, pot să merg până la ușa asta, de treabă, deschid ușa în caz de ceva, cu bacul luat, cu medii, tot, practic. Fiecare notă peste 5, eu intru pe ușa asta, media peste 6, pot să intru foarte bine, să mă așez la birou. A fost foarte greu bacul. Am dat la sport, am dat lucrarea într-o oră, am terminat, nici n-am mai așteptat finalul. Am verificat în două metode, exact rezultatele le aveam, am predat lucrarea și am plecat. Am avut doi colegi, cred că a copiat, pentru că n-avea cum să le dea la doi oameni fix 6 secunde 58 pe 50 de metri. Adică la sutime, unii chiar la mine, 583. Și a copiat unul după altul, de la ieșit exact același timp. M-am mai fost la matematică, unde m-am descurcat de asemenea, mi-a picat ceva cu funcții. Picând-o cu funcții, o funcție de ce am scris, funcție de asta mi-a dat și rezultatul. Foarte bun, notabil și acolo. Atâta pot să vă zic, cu Dumnezeu totul este posibil. Ce am auzit la un văr de-a meu, că până lângă faptul că Dumnezeu poate tot, zice Dumnezeu poate să facă un bolovan pe care el însuși să nu-l poată ridica, care reiese de aici, practic că dacă îl ridică nu poate să-l facă, dacă îl face nu poate să-l ridice, cum că n-ar mai fi omnipotent. Dar nu e astea să ne încurcăm noi. Dacă reține că cu Dumnezeu totul e posibil, bacalaureatul practic e ca și luat și dacă ne ajută cu puțin un gram de noroc, putem să luăm și tarifă de conducere.